Acțiunile în cadrul campaniei de prevenție și educație pentru sănătate desfășurate de voluntarii de la Paracrisul Catedralei Mântuirii Neamului continuă. Cea de-a 53-a acțiune și totodată prima din acest an a avut loc astăzi în localitatea ilfoveană a Fumați. Beneficiari au fost de această dată cei 700 de elevi de la școala din comună, cărora le-au fost prezentate noțiuni de menținere a igienei personale, de nutriție și metabolism, dar și tehnici de îmbunătățire a posturii sau moduri în care pot combate fenomenul de bullying. Prima acțiune din acest an din cadrul campaniei de prevenție și educație pentru sănătate desfășurată de voluntarii de la Paracrisul Catedralei Mântuirii Neamului a fost una de anvergură. Aceștia au oferit informații utile pentru o viață sănătoasă tuturor elevilor de la școala din comuna ilfoveană a Fumați. La sfârșitul prezentărilor, un grup de elevi îmbrăcați în costume populare a susținut un scurt program artistic, iar voluntarii le-au oferit tuturor copiilor produse de igienă orală. O activitate foarte utilă pentru copii, mai ales pentru copiii care provin din mediul rural. Aici, fiind foarte aproape de București, acești copii cunoșteau foarte multe noțiuni despre cum să-și îngrijească sănătatea, dar este foarte important pentru aceștia să vină un medic și să le întărească convingerea că toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru ca mai târziu aceștia să nu aibă probleme de sănătate. Anul acesta ne dorim ca să desfășurăm foarte multe activități de prevenție, activități care vin în sprijinul copiilor de la școală în special. Copiii au fost sfătuiți cum să păstreze o nutriție sănătoasă, o igienă exemplară, cum să-și perieze corect dinții, cum să se ferească de fenomenul de bullying și mai ales cum să se protejeze de gripă în această perioadă. De foarte multe ori copiii vor să mănânce acele lucruri nesănătoase pe care le mănâncă ceilalți colegi și de fiecare dată când cineva vine cu ceva sănătos la școală este văzut ca un intrus. Drept urmare, este foarte bine că facem aceste campanii pentru că de aici se pornește totul, din școală. Pentru că un părinte care este conștiincios, un părinte care are grijă și știe foarte bine principiile alimentației sănătoase, degeaba îi dă un pachet sănătos copilul la școală dacă acesta nu poate să-l mănânce de rușine față de colegi sau pur și simplu pentru că este antrenat într-o, să-i spunem așa, o alimentație nesănătoasă colectivă. Ca de fiecare dată insistăm pe faptul că igiena personală este principala barieră împotriva îmbolnăvirilor și acum mai mult ca de obicei trebuie să insistăm pe faptul că indiferent că poartă mască sau nu, cel mai important este spălatul, nu neapărat dezinfecția, ci apa și săpunul sunt primordiale, primul lucru și cel mai important într-o păstrare a unei sănătăți atât a copiilor cât și a adulților. Ca psiholog le-am vorbit copiilor despre cum să își calmeze furia și cum să identifice fenomenul de bullying, pentru că e diferit de o simplă ceartă și o simplă supărare. Fenomenul de bullying implică o furie constantă care este în special direcționată către anumiți copii de anumiți copii. Și am încercat să le livrez câteva metode prin care ei să reușească să se calmeze și să își pună un pic stop emoțiilor negative. Am fost plăcut impresionată de copiii din această localitate. Chiar știau, aveau noțiunile de bază, ceea ce ne-a fost și nouă mai ușor. Doar am punctat ceea ce nu știau ei, am corectat. Le-am explicat periajul corect, de ce este important să ne spălăm corect pe dinți de două ori pe zi, și vizita la medicul stomatolog de două ori pe an. Ne bucurăm că am venit astăzi aici în Fumați în plină epidemie de gripă și cu bucurie aș putea remarca faptul că se vede apropierea de București. Copiii sunt mult mai receptivi, au mult mai multe noțiuni, însă ca de fiecare dată, cum li se întâmplă și adulților, problema nu a reprezentat noțiunile cât implementarea lor. Adică lucrurile se știu, dar încă nu se aplică. Copiii au fost receptivi și asta este îmbucurător. Acțiunea de astăzi s-a putut desfășura în bune condiții prin implicarea preoților de la parohia a Fumați 2, sprijiniți de primăria comunei a Fumați. Parohia noastră s-a organizat în acest parteneriat frumos pe plan local cu școala a Fumați, reprezentată prin doamna directoare Bena Izabela și prin domnul primar Duminică Gabriel, s-a mobilizat prin
organizarea efectivă a evenimentului prin oferirea, în primul rând, la plecarea elevilor tinerilor, a câte un sandwich cald și o apă plată, un eveniment deosebit pentru toți tinerii și elevii comune afumați, lucru remarcat și de cadre didactice și de primărie și de noi preoții și de părinții elevilor implicați. Cu siguranță este unul dintre cele mai mari evenimente, un eveniment de care ne bucurăm că are loc în Comuna Afumați. Ca în toate activitățile școlii, în Comuna Afumați, școala este considerată o prioritate de primăria și Consiliul Local și suntem alături de ei, îi răsfățăm și venim tot timpul cu proiecte noi. Acest proiect ne-a încântat foarte mult când am aflat de existența lui. Peste 12.000 de persoane din 13 județe au beneficiat până acum de sprijinul voluntarilor în cadrul campaniei de prevenție și educație pentru sănătate. Mâine, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului se vor deplasa în localitatea Berceni din județul Ilfov.